face o competiție, mămica împotriva tatălui, pe echipe. O să trebuiască să găsim în oraș, în afară de acest teren de joacă, încă 3 terene de joacă la care să petrecem câte un minut. Am filmat aceasta și am venit cu Guța acasă. Cine se întoarce primul acasă în curte, cel este câștigătorul, ok? Sunt. Am două plicuri. Într-un plic este scris direcția în care vom merge, în dreapta sau în stânga, iar pe alt plic este cu cine mergi, cu mămică sau cu tătică. Așa că extragem, da? Și apropo, cel care câștigă o să aibă un premiu, o să mănânce înghețată cu fructe și cu bombonele, vezi? Iar cel care pierde o să trebuiască să mănânce o lămâie întreagă! Wow! Așa, hai să vedem mai întâi în care direcție apucăm. Da? Da? Mirica, tragi poliță. Salvo! Și aștept după aceea mâine. Așa, care și unde merge? Sunt deci în stânga, iar Mirica în dreapta. Hai să vedem acum cu cine mergeți voi. Acum îți tragi tu, la prima. Să vedem cu cine, cu mămica sau cu tăticu. Tăticu, ia! Tăticu și Melisa cu mămica. Jasmina, și noi mergem la stânga? Da, acolo, eu știu la cum. Nu știu cum la... Tăticu, prima să iei pe sus, ea vrea să... Tăticu, tăticu! Mergi cu mămica, eu vrei cu mine! Mămica, tăticu, mămica, totdeauna a câștigat. În așa competiție, mămica, totdeauna a câștigat, a câștigat cu mine. Dacă mergi cu tăticu, ai șansa să mănânci lămâie. Fără zahăr. Lasă-mă cu tine, mergi cu mine. Hai, dar tu cu mine. Gata. Eu cred că o să-i fac mai complex, pentru că dacă ceva, nu poți să iei în brațe, că e grea. Ok, iarăși. Nu pot lua în brațe, nu? Bine, da. Dar data viitoare, dacă mai vreți încă o parte, ce se provocare cu alte sarcini, atunci o să fim invers. Bine, Anita? Acum cu tăticu, la provocare cu mămica, bine? Ne-am înțeles? Așa? Iarăți că zâmbiați? Ești, Nicule! Cine prim ajunge aici la câștigă și mănâncă înghețată? Și-am dat la mâini, sunteți gata? Da! Da! Înceapă competiția! Jasmina, start cu mine! Lisa, fuga, fuga! Fuga, fuga! O la dreapta, nu la stânga! Încolo! Hai, hai, hai! Pa, pa! Fugim, repede, vrem înghețată! Cum te porți școala mea și acolo e trebuie să joacă? Mieli, 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 hai repizor, mămica, să duci încolo. Acum noi să reușim. Hai, eu știu unde este un teren de joacă. Da, așa, păi mai în vale, mai este încă un teren, eu știu. Sau chiar până la școala ta mai este teren de joacă. Și încoace în vale, mai este unul. Ele toate sunt aproape până la deal și acădem șansă să fim primele. Făcuți, apucim! Fuga, un minut trebuie să stăm la el și apoi fugim mai departe, ok? Hai încoace. Încoace parcă este din de joacă, ia să vedem. Ia văd unul. Vezi? Și trebuie să petrecem un minut la teren de joacă. Hai. Ia știu joacă aici. Deci, iată terenul, primul nostru teren de joacă. Am ajuns foarte repede. Iubita, pun timerul și va trebui să petreci un minut. Așa. Start. Hai. Unde vrei tu? Un minut poți să te joci. Dar eu... Am obosit deja. Așa. E cam vechi terenul acesta. Te dai? Hai. Așa. Nu este, da? E cam vechi și cam stricat. Dar e teren joc. Lasă așa, așa, ca să dăm șase ștăticului cu merită să câștige. Nu o să fugim prea repede, bine? Hai, de 5 ori și plecăm, pentru că mămica ne-a făcut provocare. Noi trebuie să stăm aici un minut, uite, deja stăm mai mult. 1. Gata? Gata. Ma, bravo! Acum alergăm mai departe. Gata, un minut a trecut, fugim mai departe. Fugim! Da! Hai, hai repizor la el. Te joci și la el? Hai, fuga! Fuguța! Noi am zis să intrăm aici printre curte, printre case, poate mai găsim vreun teren pe care noi nu-l cunoaștem și o să fim mai aproape. Țineți pumnii pentru noi! Este vreun teren. Acolo colorat, mi-a părut că e teren de joacă. Da! E
tot e lângă școală. Da, se terese să coate. Da? Crezi tu? Hai, trebuie ceva care să fie împărat cu topogan. Eu cred că se coate mai drept, mai mare de joacă, când are și topogan. Astea cu nisipieră doar e o parte din curte, nu e din joacă, așa că mergem făcuța înainte. Să nu uitați să puneți like din încurajare. Hai să mergem pe aici, că eu cred că aici este. Dacă nu mă greșesc, știu că aici era, dacă nu l-au scos. Cu șudim. Oare ce faci acum, picul cu Melisa? Vrei la scrâncem? Auță, auță? Hai, tăi, ce vă ridică? Vrei aici? Hai! 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 Așa, a putut tăticu. E reușit. Și începem. E bine? Dacă dai din picioroșe, atunci vei da uța mai mult. Este mami, de din joacă. Hai, fuga. Eu pun timpul. Așa. O să punem 50 secunde, că deja o trecut 10 secunde când s-a aici. Hai! Uite! Așa, iată, terenul nostru de joacă. Și știi că eu mai văd încă un teren de joacă. Uite acolo. Aha, să mergem acolo. Și apoi fugut acasă, da? Mai avem încă 10 secunde. Și fugim la școală, da? Da. Melisa, acum mergi mai departe? Ca să câștigăm provocare, Melisa, bă? Hai, dă-i eu să te ajut. Dă-i să te ajut. Opa, opa, opa. Așa, acum la tăticu în brață. Ups. Hai, fugu-ți-o mai departe. Nu, hai, când mergi acasă, te iau sus, bine? Hai, fugu-ți-o. Gata, Jasmine, timpul expirat a trecut. Fuga! Bravo, tu alegi! Cândva eram mai micut și nu puteam cu tine. Sau în brațe, sau pe sus, dar acum alergi și tu. Ești și tu partea competiției. Da? Hai, fuguța. Dacă mai vreți încă așa întreceri, atunci o să punem acest video sau chiar o poză în comunitate și scrieți ideile voastre ce vreți să facem noi în această competiție. Eu mai am câteva idei ce putem face, dar voi scrieți ideile voastre. Ok? Și noi să facem. Așa. Fugă, fugă, fugă! Hai, Melisa. Răspundeți, îți plac că faci provocări? Da, e tare, îmi plac. Răspundeți, zicea că mai vrea să facem. Da. N-am mai făcut anterior, mai mult. Vreo, nu știu, un an, doi în urmă am făcut. Dacă nu ați văzut, atunci priviți videoclipul când răspundea era mai micuță. Da. Așa se numește, trecere pe echipe. Asta e mai nou, ca primă. Da, are și necesie pentru cățără. Hai, hai, hai! Hai! Acesta e ultimul nostru teren. După aceea trebuie să facem, să tragem o fugă până acasă. Încearcă-le mai mult. Ia, asta de învârtit, Melisa, hai! Da, desigur. 3, 4. Fuuu! Hai, nu prea tă. Așa. Așa, ești gata? Atinge topoganul. Atingi topoganul. Start! Gata! Hai, încă vreo jumătate de minut ca să știu precis că am stat un minut aici. Și apoi... Nu, încă! Și apoi fuguța ne ducem spre casă. Sper să reușim! Încă puțin și fugim! Da! Te-ți place, Melisa? Da! Jasmina, gata, timp expirat! Gata? Coboară, ai grijă! Încă 10 secunde, hai! Bun? Încă o dată te rotiesc. Așa puțin. Hai să fugim spre casă! Să vedem, mâncăm azi înghețată sau mâncăm la oie! Fugă!
Și acum alergăm spre casă. Da! Ești bucuroasă, Melisa? Hai, 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 fugă, provocare! Să ajungem primii! Să ajungem primii! Ce s-a întâmplat? Te înghimpă ceva? A intrat vreun guionoiaș? Frunză? Ai scos-o? Fugim! Am reușit să... Noi mergem în cecșor acum pentru că am obosit puțin, dar oricum cred că noi am câștigat, așa de fie? Da. Hai, fugă! Fugă, tăticu! Ținiche! Am reușit să... Deja nu tare contează pentru că... Adică deschid eu sau tu. Hai! Să vedem! Și noi am câștigat! Wow, noi am câștigat, Melisa! Super! Sau s-a ascuns după perete. Hai să vedem! Da? Hai să vedem! Aici nus? Nus? Ok. Înseamnă că am câștigat noi. Hai să ajungem pe scaun și să așteptăm. Că am obosit. Ai obosit și tu? Ce ai făcut că ai obosit? Ai alergat? Da. Puteticul, da? Tragic, atenție, că noi suntem foarte bune și încă nu am alergat, încă mergem la pas. Le dai o șansă și tăticului și merite să câștigi, așa, Alfina? Da. De obicei îi pierd, acum le dai o șansă să câștige, vedem. Profită de această ocazie sau nu profită de această șansă? Melisa, eu am o idee. Totuși, hai să ieși mechirim puțin, ne ridicăm al doilea etaj și de acolo îi așteptăm. Noi să-i vedem, dar e mai puțin. И probabil кто-то его уйдет по перете, так сентем, так сентем пейте, жестко не вас конс. Ши, ну его видишь, его рогник не укстигает, да рогин кол, ну тук 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 два фериастры, да? Мерчес, хай, да. Хай. Стой, 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 что там? Вот здесь. Акуш, ну видишь, акуш ты тут чередик, что еще там видишь? Ну я на траверсат страда. Mergem încă la pas. Nu vedem pe nimeni aici. Hai să vedem în curte dacă iese cineva. Asta, uite, 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 așa să intre. Intră în ograde. Ia uite-s, uite-s. Ia uite, uite. Mă, nu spui nimic, nu spui nimic. Nu spui nimic. Așa, aici în curte ei nu sunt. Hai să vedem acolo. Încoace nu sunt. Și încoace nu sunt. Ia uite, Melisa, uite. Ele s-au gândit, ia uite, începe dansat. Acuș, nu duce la ei. Acuș. Hai să ne coborăm. Nu uitam cum voi ați intrat și am ghicit. Voi v-ați stat mai întâi după perete, dacă ești eu, așa? Da, când ați reușit, vai, când ați reușit! Asta veți vedea după ce videoclipul va fi gata. Da, tu așa relaxate de când aude să ne ascundem că am câștigat și dansul câștigătorului. Am văzut, am filmat. Așa că pregătiți-vă că veți mânca lămâie. Super. Hai să-i dai nouă înghețată. După ce mănâncă lămâie? Să-i mâncăm lămâie, că pedeapsă e pedeapsă, așa-i? Da, dar nu-i nimic strașnic, pentru sănătate e foarte bun. Dar tu ai spus la trei terenul joc sau ne-ați păcărit? La trei terenul joc? Da. Deci, dragi prieteni, dacă v-au plăcut provocarea noastră de astăzi, atunci spuneți like!
neapărat ideile voastre pentru următoarele treceri. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!